câteva emoții din partea ta, date și suporterilor, dar și... Da, a fost un, e un teren dificil aici să joci la Galați. Mi-aduc aminte din anii trecuți. E, tot timpul a fost pe același stil. O echipă arțăgoasă, agresivă. Poate am fi putut să jucăm mai bine, să pasăm mai mult mingea. Dar, cum am spus, e un teren dificil și personal, după două luni, cred că a fost ok, a fost bine. Tu, are Vlad Chiriche și emoții la revenire după 10 ani? Ai avut ceva emoții în startul emoții, partidei? Da, așa, normale, de un nou început, dar nu, sunt... Am fost concentrat, am fost setat pe meciul ăsta și cred că nu au fost probleme. Cum a fost acea fază în care puteai să-ți dai autogol? Adică cum ai trăit-o? Nu știu, puteam să-mi dau autogol. Nu, cred că am ajutat la faza aia și cred că a fost o respingere bună din partea mea. Dar... Nu știu, n-am avut emoții că intra în poartă. Cum se vede totuși fotbalul românesc, primul contact cu el de pe teren și mai ales cum se vede FCSB-ul după 4 din 4? Da, cred că pot spune că m-am trezit așa într-o altă realitate, dar trebuie să mă obișnuiesc. Știu treaba asta și îmi doresc să mă acomodez cât mai repede, să revin la mentalitatea de aici, la tot ce se întâmplă, să cumva să aduc prin experiența mea ceva în plus, acel ceva care îi trebuie echipei să câștige campionatul. Îmi doresc să ajut prin tot ceea ce am învățat eu în anii petrecuți în afară și sper eu să reușim să facem treburi bune. Da, sunt 4 victorii, sperăm să o ținem tot așa, să jucăm mai bine, să începem să dăm mai multe goluri și să rămânem, să zic, la goluri primite cu 0, cum a fost în seara asta. Cum este această realitate în care te-ai trezit? Dură? Nu dură, cum am mai spus, trebuie să încerc să mă reobișnuiesc. Cred că, da, nu știu, am trăit așa niște momente și când am ieșit anumite persoane, niște înjurături așa foarte, să zic, gratuite și niște injurii, nu știu, fără sens. Dar în rest a fost ok. Echipa a câștigat, am arătat un spirit bun, am arătat determinare și asta contează, e important pentru o echipă. Dacă tot vorbeai de atunci când ai ieșit, te-au chemat și fanii FCSB-ului în mod special, dacă am auzit eu bine. Cum a fost? Da, e extraordinar. Sunt fericit că lumea mă apreciază. Le mulțumim că au făcut deplasarea asta și ne-au susținut. Ne bucurăm că i-am răsplătit cu această victorie și sperăm să o ținem tot așa. Mulțumim tare mult! Mulțumesc! Seara bună!